Bună ziua, stimați telespectatori! De această dată, într-o zi specială, o emisiune specială. O emisiune specială care aduce în fața dumneavoastră o invitată specială. Suntem într-o săptămână numită Săptămâna Patimilor, o săptămână în care, de aproape 2000 de ani, învățăm ce înseamnă smerenia, ce înseamnă a salva omul de la păcat. Miercuri sunt două evenimente în zona Bibliei, două evenimente care ne face să ne întrebăm ce e păcatul. Cine ne poate absolvi de el? Prin ce pocăință putem ajunge pe drumul cel bun? Toate aceste răspunsuri le putem găsi în cea mai răspândită carte la ora actuală și numesc astfel Biblia, tradusă în peste 1800 de limbi. Spuneam de o invitată specială pe care o salut și îi mulțumesc că a acceptat invitația în această emisiune, și mă refer la profesor dr. Lucia Gabriela Munteanu. Bine ai venit în emisiune! Mulțumesc, Adi Cristi! Ceea ce aș dori să comunicăm telespectatorilor, tu ești profesor de grad 1 la școala normală, nu? Da, sau colegiul pedagogic, cum colegiul se numește acum. Pedagogic, da. Și am rămas surprins, bine, calitatea ta în această emisiune de scriitor, pentru că ești membru al unui scriitorilor din România, filiala Iași. Ești autoarea sau coautoarea unor lucrări monumentale și de aceea mi-aș permite în debutul emisiunii să obișnuiesc telespectatorul cu cărțile tale. Cărțile tale care sunt rodul unor cercetări. Faci parte sau l-ai scris într-un colectiv de renume, un colectiv coordonat de Eugen Munteanu, cunoscut profesor universitar, doctor Eugen Munteanu, unul din cei mai puternici, cei mai mari specialiști în domeniu, din țară și nu numai. Și dacă te-aș ruga, așa ca un exercițiu de haltere, să arăți puțin telespectatorilor cartea pe care ai scos-o, mă refer la Vechiul Testament, ediția Nicolae Milescu Spătaru, ca să încercăm să vedem cu cine discutăm, cu cine vorbim. Deci aceasta pe copertă se vede clar că scrie Vechiul Testament, Septuaginta, versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu. Carte scrisă ca să vedem și vechimea ei, nu numai mărimea. Această operă a cărturarului boier plecat din Vaslui și ajuns să facă școală mai întâi la Patriarhia din Constantinopol, apoi revine aici ca ambasador al domnitorului Grigore Ghica și nu este clar cine i-a comandat această operă. Puțin probabil să fi făcut doar ca o temă a lui personală, dar la 1661, ca ambasador la Constantinopol, Nicolae Milescu Spătaru traduce pentru prima oară integral în limba română Vechiul Testament după ediție grecească, cea mai bună la ora aceea, se cheamă Septuaginta de la Frankfurt din 1597, era o ediție făcută de calvini, nemți și Milescu, desigur, și acel aer cărturăresc, științific, de lucru
în mijlocul cărților, îți dicta că acesta este izvorul tău. Și tânărul cărturar a început și a tradus în 4 ani Vechiul Testament integral. Ce am făcut noi? Eu sunt un mic, o mică rotiță în acest colectiv coordonat. Da, dacă nu se împărte rotița asta, nu mai este colectivul. Am propus un proiect în momentul când s-a declanșat competiția pentru granturi de cercetare. Am câștigat. Echipa este relativ mică, de aceea a durat totuși 4 ani lucru aici, dar ar fi trebuit să avem un colectiv întreg și să ne fi întins pe 8-9 ani ca să adâncim foarte mult și să scotocim și să cercetăm această comoară care este. Așadar, eu nu am venit aici nici ca teolog, nu sunt nici mare cunoscător al Bibliei. Da, și sunt filolog și aceștia, conduși de Eugen Munteanu, și anume Ana Maria Gânsac, Ana Maria Minuț, Mădălina Ungureanu și subsemnata, am transformat manuscrisul 45 aflat în Biblioteca Academiei de la Cluj într-o ediție științifică, filologică, făcută cu cât de multă acribie și competențe de filologi am putut noi. Și hai să revin la observația pe care am încercat eu să fac în debutul emisiunii și să te întreb cu o puternică tentă de uimire, privindu-ți și parcurgându-ți CV-ul, de ce te-ai oprit la gradul 1 profesor de liceu? Pentru că CV-ul tău, prin cercetare, prin cărțile scrise, te-ar putea recomanda ca de 3 ori profesor universitar. Ce te-a legat de școala normală? Da, ce-i drept că după gradele didactice pe care le-am dat de-a lungul timpului și când le-a venit timpul, am făcut un doctorat în filologie cu profesorul Vasile Arvinte. L-am susținut în anul 2001, dar eram deja din 1982, eram la școala normală întemeiată de Anton Velini și Titu Maiorescu din Iași, unde am rămas de atâția, de 35 de ani, aici am rămas. De cum am intrat, mi-am dat seama că acolo este școala mea, că este un templu al învățăturii și al, chiar și al științei. Și tot ce știu și tot ce povestesc și cercetările pe care în paralel le făceam, le transmiteam și elevilor mei. Eu nu spun că ei sunt mai importanți decât o clasă de studenți sau decât un amfiteatru, dar cred că viitorii învățători și viitorii profesori, că mulți dintre elevii mei ajung profesori de limba română sau de istorie sau de alte discipline, merită efortul meu și merită să rămân acolo unde mi-a plăcut de prima dată să stau. Bine, trebuie să recunoaștem că împreună cu Eugen Munteanu ați construit aceste monumente ce nu pot fi ignorate, indiferent de cât de rea este lumea. Ele există și nu neapărat prin volum, prin greutatea fizică a lor, cât mai ales prin aria spirituală pe care o cuprinde. Noi aici suntem înconjurați de Biblie.
Hai, vă rog frumos să încercăm să prezentăm telespectatorilor în această săptămână, repet, a smereniei. De unde și până unde putem construi Biblia, nu? Tu ai prezentat varianta cea mai veche. Da, așa este. Înainte de Milescu, la orăștie, niște cărturari sub comanda unui principe Calvin a făcut niște cărturari, au făcut Palia de la Orăștie, acest text numit așa, pentru că se referă la primele cele două mai vechi cărți din Vechiul Testament. Da. Și anume Ieșirea, Bitia și Exodul, Ieșirea, mă rog, atât. Aici este o ediție de asemenea filologică, fotocopiat textul original, transcris cu literă latină, această ediție comentată, făcută după toate normele filologiei, cu cartea lui Moise, este făcută de Viorica Pamphil în 1968. Înainte de Milescu, ce mai era? Erau tipăriturile lui Coresi, erau bucăți de psaltiri traduse în limba română, începând cu... Hai să spunem telespectatorilor, ca să își facă și ei o scară de aceasta în timp. Când a fost tipărită prima Biblie? Nu? După după tiparul Gutenberg la 1455 apare prima Biblie tipărită. De ce spun lucrul acesta? Ca să putem vedea, nu? Care au fost primele tipărituri din Biblie la noi, nu? Ai spus 1500... Primele tipărituri au început cu, da, cu Coresi, după 1550, da. Dar sunt evangheliare, da. Adică, iată, evangheliarul romano-slavon, atât în românește, bineînțeles, cu literă chirilică și cu textul slavon de asemenea. Bine, ele au mai circulat în manuscris, înainte de... Bineînțeles că erau copiate. Da, copiate, da. De călugări, de scribi, de oameni care știau bine să scrie. Iată cum arată un manuscris. De exemplu, manuscrisul 45, observați ce slovă perfectă și este scris de mână. Este un manuscris foarte frumos, în scriere uncială, cu negru și roșu, cu observații. Nu este scrisul lui Milescu, nu este manuscrisul holograf, ci este un text copiat și scrie în prefață de cine, de un călugăr, de un om al bisericii și un om cu carte, după ce manuscrisul lui Milescu a fost revizuit și profesorul nostru și filologul Nea Ursu spune că revizia i-a aparținut mitropolitului Dosoftei, care a revăzut textul lui Milescu. Apoi Mitrofan, episcop, l-a luat în geantă manuscris, traducerea lui Milescu, revizuită de Dosoftei, și l-a dus la București. Și a apărut Biblia la București, de la București. Se pregătea, sub comanda lui Șerban Cantacuzino, cu care Milescu fusese coleg de școală la Patriarhie, se pregătea o editare
a Bibliei în întregimea ei, adică și Vechiul Testament și Noul Testament. Aici avem o ediție a acestei cărți când ea a împlinit 300 de ani. Cartea a fost făcută în această ediție foarte frumoasă, cu textul original al Bibliei de la București de la 1688 și cu transcrierea în alfabet latin. Aici este litera de tipar, într-adevăr, față de manuscrisul și litera de mână pe care o putem... De fapt, în țară, primele tipărituri au fost textele bisericești. Deci am ajuns nici măcar presa. Presa în secolul XIX apare tipărită. Pentru că timp de 200 de ani presa în manuscris, ziarele în manuscris au circulat timp de 200 de ani după apariția tiparului. Deci a fost o concomitentă prezență pe piață. Dar primele texte tipărite pe teritoriul românesc au fost textele bisericești. De aceea și Iorga și Alexei Mateievici spun că limba noastră e limba sfântă, limba vechilor cazanii. Da. Limba română literară a apărut în procesul traducerilor Sfintei Scripturi, dar și a celorlalte cărți de cult. Aici este stilul biblic, iar în Octoih, în Mineie, în Apostol, în liturghierele care s-au făcut, bineînțeles, în românește, în limba română. Limba română a pătruns în biserică după ce s-a slujit în limba slavonă și așa stilul religios și stilul biblic, stilul liturgic împreună au construit fața cea mai rafinată a limbii române. Da. Aici mai mă uit puțin pe CV-ul tău, care mă impresionează, dar pentru că mi-a atras atenția că săptămâna asta cel puțin trebuie să dăm dovadă de smerenie și de ponderare, să nu lăudăm. Aș vrea să îmi explici calitatea de profesor mentor. Cred că la colegiul pedagogic toți profesorii care predau sunt și mentori, pentru că ei sunt formatori de formatori. Toți profesorii de la liceul pedagogic trebuie să aibă competențe pedagogice, ca să spun așa, suplimentare. Unii care nu au și își încep cariera aici, se formează până ajung să intre în clasele de practică pedagogică la elevii de ciclu primar și la grădiniță și să învețe mecanismul acesta al metodicii, al didacticii. Învățătorului trandafir. Da. De asemenea, am și studenți la practică. Cât de mult? Pedagogică și atunci un profesor de liceu se numește și profesor și mentor. Cât de mult a influențat cercetarea în zona Bibliei cu activitatea ta de predare la catedră? Ai simțit că elevii te privesc altfel decât colega ta de care tot M-am simțit, în primul rând, m-am simțit eu bine. M-am simțit eu bine, mult mai stăpână pe toate mecanismele cu care jonglez în timpul orei. Pentru că am impresia, deși n-aș vrea să greșesc, mulți colegi, profesori
de limba română în general, nu din școala mea, nu fac o pasiune pentru epoca veche, da, a limbii și a literaturii. Ori, în manuale avem un fragment din Cazania lui Varlam sau din Psalmii lui Dosoftei și în text apare Dumnezeu, nu Dumnezeu zise. Da. Lucrul ăsta, bineînțeles că eu le explic, nu e asta limba lui Varlam. Lui Varlam sau a lui Dosoftei. Haideți să vedem acum, iată-mă că te întrerup, dar comandamente majore mă fac să procesez așa, să vedem cum te simți într-o pauză publicitară. Da.